Ministrul PSD al Transporturilor și Infrastructurii, Sorin Grindeanu, l-a schimbat astăzi pe șeful Inspectoratului de Stat pentru Controlul Traficului Rutier, cu un mehedințean. Este vorba despre Teodor Claudiu Nișulescu, fost consilier județean PSD Mehedinți. Un mehedințean la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Controlul Traficului Rutier. Teodor Claudiu Nișulescu este noul șef al Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier. Mihai Alecu a fost înlocuit la conducerea Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier cu Teodor Claudiu Nișulescu, care până acum a fost angajat la ISCTR, Inspectoratul Teritorial 6 Mehedinți. Teodor Claudiu Nișulescu a fost consilier județean PSD Mehedinți, a fost mereu implicat în comunitate, caracterizat drept un om corect, integru, a dat dovadă de implicare în funcțiile pe care le-a ocupat până în prezent, făcându-se remarcat prin competențele sale. Ne mândrim cu faptul că încă un mehedințean este promovat într-o funcție de conducere la nivel național. Acesta nu este străin de domeniu pe care de acum îl va conduce. Provine din sistem, fiind angajat la ISCTR, Inspectoratul Teritorial 6 Mehedinți. Urăm succes și suntem siguri că va reprezenta cu succes județul Mehedinți în administrația centrală.